găsit! Astăzi vom învăța să fim detectivi, cum scrie la carte. La cartea Fundației Echipare pentru Generația de Mâine, care i-a învățat timp de 5 zile pe copiii veniți la școala biblică de vacanță să fie detectivi adevărați, care să caute cu încăpățânare și cu curiozitate amprentele lui Dumnezeu în lumea noastră. Și vă invităm și pe dumneavoastră la această aventură, chiar dacă într-un timp mult mai scurt, dar promitem că la fel de palpitant cum au experimentat copiii de la școala biblică de vacanță. Zile, micii detectivi au căutat amprenta lui Dumnezeu prin 5 lumi special pregătite pentru ei în cadrul școlii biblice de vacanță. Lumea vegetală, lumea cosmosului, lumea animală, lumea minerală și lumea umană. Vă invităm să pornim pe urmele lor și să facem cunoștință cu voluntarii responsabili de aceste departamente. Astronaut Carmina o să ne spună despre lumea cosmosului în care s-a jucat și în care a fost învățător pentru copii timp de 5 zile. Cum te-ai hotărât să devii astronaut pentru școala biblică de vacanță? Am vrut de mult să mă implic de mică aici ca și copil și am fost și în anii trecuți ca și lider și anul ăsta când am fost pusă ca și coordonator pe site am zis ok, e o provocare, o accept și mi-a plăcut mult, sunt încântată de ce am reușit să realizăm aici și copiii cred că au fost mulțumiți. Ce a interesat cel mai mult pe copii din tot ce ai avut tu de spus în lumea cosmosului sau despre lumea cosmosului și din lumea cosmosului, pentru că și asta e o mică lume ce reprezintă sau ține în ea cosmosul pentru cât a durat școala biblică de vacanță. Deci ce a interesat mai mult? Sunt foarte mulți care m-au întrebat legat de teoria exploziei de acum câteva miliarde de ani. Tăiat peste Big Bang Theory. Da, mulți nu auziseră povestea creației și credeau în această teorie și m-au întrebat dacă e adevărată. Și în momentul ăla eu le-am explicat câte ceva despre felul în care a creat Dumnezeu lumea și universul și lumina și le-am spus că teoria în sine este una falsă. Și am mers pe principiu, fiindcă-s copii și mai ușor să le explici așa, cum e posibil dintr-o explozie să se creeze ceva, având în vedere că exploziile distrug lucruri. Și cred că au înțeles ideea și au fost încântați. Tu a trebuit să te pregătești în mod special pentru rolul de astronaut aici? Da, a trebuit să mă gândesc la lecție, la felul în care s-o predau pentru, în mod diferit pentru fiecare grupă de vârstă, ca să fie pe înțelesul lor, cât de multe informații să dau sau cât de puține și în așa fel încât să înțeleagă. Și ce ai învățat tu nou dacă a trebuit să te pregătești? Cu siguranță ai învățat ceva în plus față de ceea ce știai deja. Da, am aflat lucruri despre univers pe care nu le știam. Am aflat că pe Jupiter este un uragan care durează de 300 de ani în continuu. Copiii mei au fost foarte bine informați legat de univers și se pare că l-au studiat și la școală și au venit cu multe informații pe care eu personal nu le știam în momentul în care am întrebat ce știți despre univers. Și au fost foarte încântați, știau că Neil Armstrong e primul om care a mers în spațiu. Și cum se aplică informațiile astea despre cosmos în lumea credinței? Care e conexiunea? Dă-ne un exemplu.
În principiu ne-am axat pe sistemul nostru solar și despre felul în care planetele sunt ordonate în așa fel încât viața să fie benefică pe Pământ. Și am făcut un joc de experimentare care trebuiau să se pună într-o anumită ordine, într-un anumit timp, și morala era că atât timp cât noi venim la Dumnezeu și apelăm la Dumnezeu și îi cerem ajutorul, El va pune lucrurile în ordine pentru noi și în viața noastră și va face în așa fel încât să ieșim tot timpul câștigători dintr-o încercare sau o luptă. MŞ, cum au învățat copiii de diferite vârste din lumea animală că există Dumnezeu, că există o amprentă a lui Dumnezeu și în lumea animală, fiindcă tu ai fost șeful lumii animale? Da, în momentul în care copiii au intrat în sala noastră, de fapt au intrat în lumea magică, într-un muzeu fermecat, animalelor împăiate, Muzeus Animalus Împăiatus. Așa i-ați spus? Așa am zis. Au reținut copiii numele ăsta complicat? Au reținut pentru că s-au întâlnit și cu nume mai complicate. De exemplu, am avut ca și exponant pe Motanus Dungatus și pe Gindus Pâncândus. La fel am avut și pe De Vulpis Păcălindus Ursus. Am încercat să introducem în lumea minunată și atât de complexă a animalelor. Am străbătut drumul acesta, am încercat să descoperim cât de minunat sunt create animalele. Despre fiecare am încercat să aducem lucruri noi, curiozități, și prin acesta să vedem amprenta lui Dumnezeu asupra lumii atât de minunate. Și care copii, ce vârste sau ce fel de copii au fost mai curioși, mai interesați de ce s-a întâmplat aici? Ceea ce îmi place foarte mult e că școala biblică de vacanță dă posibilitatea copiilor care sunt pentru prima oară în contact cu Scriptura. Sunt copii care poate n-au auzit niciodată de Dumnezeu și vin aici și au posibilitatea de a aude de El, despre El, de a înțelege că avem un Dumnezeu puternic. Și acești copii care vin din afara bisericilor, în momentul în care aud despre Dumnezeul acesta puternic, pentru care nimic nu este imposibil, stau și se minunează și eu admir lucrurile acestea. De exemplu, o fetiță zicea astăzi, chiar astăzi zicea, când am întrebat-o despre situații grele și dificile din viața ei, zicea că în momentul în care părinții ei se ceartă, îi se întristează foarte tare inima și e o situație dificilă în care ea nu știe ce să facă. Copiii, chiar dacă ni se par că sunt încă copii, chiar trec prin situații dificile și grele, pentru care soluția și pentru ei este la Dumnezeu. Și noi, la site-ul acesta, am încercat să dăm soluția ca ceea ce pentru noi e greu și pare imposibil, lui Dumnezeu este posibil. Câtă muncă și câtă distracție ai avut tu ca lider în aventura asta? 30% distracție, 70% muncă. Hai să vedem cum stă treaba la David. La fel procentul. Foarte de acord. Poate un pic mai multă muncă și puțin mai puțină distracție, da. Dar totuși vă văd cu zâmbetul pe buze, bine dispuși. E un zâmbet de ușurare că știu că copiii pleacă cu ceva de aici și nu e atât de importantă distracția noastră, care există, deci sună foarte urât, dar sună urât când am zis că e puțină distracție, dar există, dar e sentimentul că știm că copiii pleacă cu ceva și putem să le facem viața lor mai bună, așa cum la rândul nostru, prin VBS-urile astea, viața noastră a fost afectată și vrem să întoarcem moneda. Deci ați fost și voi la clienți VBS? N-am ratat decât un singur VBS anul trecut ca și lider, dar în rest din 2003, mi se pare, de când este VBS, am fost la fiecare. N-o să vă întreb decât ce ați învățat voi în acest VBS, unde sunteți lideri, nu participanți. Personal, lecția care eu o trebuie să o spun la copii cu mai multe ocazii, și asta m-am auzit prima oară pe mine verbalizând, a fost faptul că Dumnezeu e frumos. Asta a fost așa, informația asta plecau copiii de aici. Dumnezeu e frumos, creează lucruri frumoase. Am dat exemplu plantele care le avem în jur. Plantele ne creează pe noi care suntem frumoși. Și, ca și craft, copiii trebuia să creeze o floare și atunci Dumnezeu creează plante frumoase, ne creează pe noi frumoși și noi, la rândul nostru, creăm lucruri frumoase. Cu asta am rămas și eu și asta, cu asta am încercat să rămână și copiii. Filip? Eu anul ăsta am fost prima dată la site, de obicei eram doar călăuză, mă ocupam doar de copii și, nu știu, eram foarte entuziasmat și am fost foarte entuziasmat să lucrez cu David, el a avut niște idei foarte, foarte faine să le facem aici.
Și, cum ziceam, nu e așa de multă distracție, dar distracția vine chiar și în timpul muncii, că ești bucuros că faci ceva pentru altcineva, nu doar pentru tine, faci ceva și ei pleacă de aici și rămân cu ceva, cu ceva interesant, cu ceva bun, zic eu. Și eu am ținut lecția în două rânduri, astăzi am ținut-o împreună, așa am zis, că ținem împreună, să putem face un dialog și cred că așa au prins cel mai tare, le-am captat atenția mai mult. Și pentru mine a fost o experiență nouă și mă bucur că m-a convins David să fiu la site, nu Călăuză. În lumea vegetală, o informație cu care, poate mică, poate mare, nu știu, cu care pleci și care ți-a... dacă tot suntem în lumea vegetală, ceva care va veni ca sămânță și va da rod în tine. Care va da rod în mine. Wow. Nu m-am gândit la chestia asta până acum. Oricum e o chestie de lungă durată, o să vedem în timp. O conexiune între noi și plante care am învățat-o și cu Dani când am fost în față și am moderat noi discuțiile cu copii. Mi-am dat seama pentru prima oară că Dumnezeu a creat plantele, ne-a creat pe noi și noi și plantele avem o relație continuă în care noi beneficiem de ce ne dau nouă plantele și ele beneficiază de ce le dăm noi. Și mi se pare o chestie foarte interesantă, așa cum le-am spus la copii, cum dintr-un copac de dimensiuni normale pot ieși 170.000 de creioane, chestie care nici eu n-am știut-o. De acolo avem hârtie. Nu că ar mai avea cineva mare, mare nevoie de creioane astăzi. Da. Da, toți au telefoane. Nu știu, o chestie, așa cum și plantele au nevoie de afecțiune. Sunt experimente făcute în care plantele care au fost neglijate, dar li s-a dat apă și tot ce avea nevoie, dar au fost neglijate de oameni, au murit. Pe când plantele care li s-a oferit o atenție mai corespunzătoare, au trăit și au înflorit. Și mi se pare foarte interesantă și foarte frumoasă relația care avem noi cu natura și asta pot să zic că am învățat din experiența asta. Cu ce rămân eu personal, care nu e legat în mod special de lumea vegetală în fiecare an, în fiecare an lucrez la răbdare, care e un deficit al meu destul de serios și lucrând cu copiii trebuie să ai o anumită ținută, o anumită conduită cu ei și atunci ăsta rămân eu cel mai aproape, cu ăsta rămân cel mai bine după o săptămână de școală de vacanță. Dacă ăsta este un laborator de știință, și este, tu, Casey, ești, cum v-ați numit, științist? Da. Care-i povestea cu științistul ăsta? Ce-i asta? Păi, științist, de fapt, e un termen care nici nu există. Decât în școala biblică de vacanță. Da, sigur. E un termen folosit de noi ca să sune mai comic pentru copii, dar eu nu sunt o științistă oarecare, ci studiez mineralele și mi-am... De ce? De ce le studiez tocmai astea? Pentru că eu mereu în viața mea am avut prieteni schimbători și am căutat pe cineva. Știi că nu ești... Nu ești chiar singura care a avut prieteni schimbători, nu? Păi da, asta mi-au zis și copiii, toți când îi întrebam în cor dacă ați avut prieteni care se schimbă, răspundeau pozitiv. Și am găsit pietrele, care sunt niște lucruri care nu se schimbă niciodată. Și te-ai împrietenit cu pietrele? Păi tocmai asta e că totuși le studiam, am început să le studiez, dar mi-am dat seama că ele nu au viață. Așa că... A fost greu să-ți dai seama, nu? Da, da, într-adevăr. Dar mi-am continuat căutarea și căutarea mea era spre ceva care totuși să aibă viață, dar să fie neschimbat. Și atunci l-am descoperit pe Dumnezeu. Și așa le-am povestit și copiilor. Și le-a plăcut foarte mult ideea că, deși are viață, nu se schimbă niciodată și mai ales când i-am povestit de promisiuni, că Dumnezeu le promite atâtea lucruri, dacă ascult de ei, erau foarte încântați că cineva le face așa promisiuni mari și se simțeau foarte importanți. Și ce alte întrebări sau probleme au adus în discuție cei mici sau cei mari? Că au fost toate vârstele, nu? Păi, am discutat și despre Moise și cele 10 porunci. De ce? Care e legătura între pietre și... Pentru că Dumnezeu și-a lăsat amprenta pe o piatră, pe tablele legii, unde a scris cu degetul la Moise cele 10 porunci. Și cea mai dezbătută poruncă, deși toți ziceau că e foarte clară, a fost cea să-ți cinstești pe mama ta și pe tatăl tău. Și
toți, deci cel mai mult le-a plăcut porunca asta și dădeau niște exemple așa foarte specifice. Să le faci surpriză părinților tăi când împlinezi nu știu câți ani de căsătorie, să-i pupi pe frunte la culcare. Era foarte simpatici. Da. Atunci, ca științistă, care e cea mai mare descoperire pe care ai făcut-o tu în atelierul tău de minerale, în lumea minerală? Că Dumnezeu lucrează atât la inimile copiilor cât și la celor mari, dar în special zilele astea am văzut cum a lucrat la inima copiilor și ce răspunsuri faine și originale mi-au dat, la care sincer eu nu m-aș fi gândit. Au fost așa spontane și te gândești așa că oare de unde știu copiii ăștia lucrurile astea și păi mi-am dat seama de unde le știu, pe la Dumnezeu. Noi în aceste 5 zile am încercat să prezentăm copiilor de diferite vârste, de la 4 ani până la 12 plus, cum ar putea Dumnezeu să-și pună amprenta în diferite domenii, atât în lumea minerală, cât și lumea vegetală, lumea cosmosului și în cele din urmă în viața noastră. Deci noi ca și antropologi, tocmai de asta ne-am ocupat, de a încerca să arătăm copiilor cum ar putea Dumnezeu să-și pună amprenta în viața omului. Ei bine, cum? Unde o vedem? Cum o vedem? Cum arată? Da, bineînțeles că pentru copii a fost un pic mai greu, pentru că ei se așteptau să vadă amprenta. Ceva? Da, deci să vadă acolo o formă de pe degetul cuiva, undeva, într-un loc anume. A trebuit să aducem un pic partea spirituală în atenția lor și dacă n-am putut să luăm ceva vizibil, ceva fizic, atunci ne-am gândit la vocea lui Dumnezeu care răsună în inimile noastre ca o chemare pentru copii și amprenta lui Dumnezeu poate fi simțită atunci când noi dăm răspuns acestei voci a lui Dumnezeu, care poate fi simțită în inima fiecărui om încă de când e foarte mic până mai departe. O voce care se aude sau? Lecția noastră a fost despre Samuel, din capitolul 3, 1 Samuel, capitolul 3, chemarea lui Samuel. Și atunci, atunci a fost o voce care s-a auzit în sensul propriu. Da, da, da. Copiii au învățat că felul în care trebuie să răspundă chemării lui Dumnezeu și era versetul că vorbește Doamne căci robul tău ascultă. Și la final, dacă dați voie să vă prezint crucile, ce reprezintă. Crucile cu numele, nu multe nume scrise pe inimioare. Da. Eu am invitat pe toți cei care doresc, deci nu a fost obligatoriu, toți cei care doresc ca Dumnezeu să-și pună amprenta în viața lor și, bineînțeles, i-am întrebat, dar ce înseamnă să-ți pună Dumnezeu amprenta în viața ta? Și după ce am așteptat răspunsurile lor, le-am amintit, la fel cum crucea amintește, cum și-a pus Dumnezeu amprenta în viața noastră. În primul rând, prin faptul că ne-a creat după chipul său, deci din star suntem amprentați de El, apoi prin faptul că a murit Iisus pe cruce pentru noi, pentru toți copiii, pentru toți oamenii și prin faptul că ei răspund chemării lui Dumnezeu, la fel ca Samuel, doar atunci vor putea să aibă amprenta lui Dumnezeu în viața lor și ascultând, trăind în ascultare, la fel ca Samuel, în urma chemării. Dacă tot ai pomenit de Samuel, acum copiii se așteaptă să audă și ei o voce așa cum au auzit Samuel? Da, le-am pus și întrebarea aceasta și i-am spus nu. Și am întrebat mai departe cum le poate vorbi Dumnezeu. Și foarte bine au spus prin Biblie, prin rugăciune, prin cântări. Bine, dar uite, punem Biblia aici și gata, ne vorbește Dumnezeu? Nu, trebuie să o citim. Și prin cântare cum? Să lăudăm pe Domnul prin cântare și așa mai departe. Mi se pare că voi n-ați avut răspunsuri, voi ați avut doar întrebări. Am avut foarte multe întrebări și... Voi pentru copii. Da, și... trebuia să dați voi răspunsuri. Am dat și răspunsuri. Care zice voi că e cea mai pregnantă amprentă, după părerea voastră, în viața omului, amprentă divină? Pentru mine, cel puțin, dacă stau să mă gândesc, dacă tot am fost la antropologi, cred că ființa umană e cea mai relevantă probă în apărarea creștinismului, că Dumnezeu există și își pune amprenta în univers.
Pentru că e o minune pe care o vedem zi de zi, omul în sine, cu toate calitățile, abilitățile, tot ce este omul, interior și în exterior, ce se vede și ce nu. Și asta am încercat oarecum și copiilor să le transmitem. Și la fel și creația poate fi tot așa o amprentă a lui Dumnezeu în univers. Tocmai de asta a fost detectiv pe planeta albastră și toți oamenii pot observa amprenta lui Dumnezeu în natură, prin natură. Ce v-a venit vouă cu detectiv pe planeta albastră? De ce tocmai această temă la această ediție, a 13-a, care se întâmplă în Biserica Baptistă numărul 1 din Cluj-Napoca? În urmă cu un an, tocmai terminasem o tabără din ediția de Mare Olimpiadă pentru Toți și într-un moment de relaxare am mers împreună cu familia într-un muzeu de istorie naturală. Am mers și am fost efectiv fascinat acolo, modul în care era prezentat totul, prin proiecții 3D, proiecții la 360 de grade, erau reproduse habitate din zona muntoasă și totul era foarte, foarte aproape de simțurile și de percepția copiilor. În momentul respectiv, în timpul prezentării, am observat cum subtil sunt introduse idei evoluționiste de genul milioane și miliarde de ani și pas cu pas ne-am simțit serviți cu evoluționism pe pâine. Și în momentul respectiv am zis... Exploratorul din tine. Exploratorul din mine. Am zis, oricum eram în căutarea unui subiect pentru școala de vacanță din acest an, așa că cu încă un an dinainte, au început să se învârtă primele rotițe și am spus ce-ar fi dacă la anul am încercat să-i ajutăm pe copii să descopere care este adevărul din spatele creației. Cine stă în spatele lumii frumoase în care trăim și ne mișcăm în fiecare zi? Și plecând de la acest lucru, pas cu pas și vorbind cu unul și cu celălalt, am ajuns la ideea de detectivi, ne-am gândit la planeta albastră și încet, încet lucrurile au început să prindă contur și ne-am gândit la detectivii de pe planeta albastră. Și cum a fost viața și misiunea micilor detectivi în aceste 5 zile de școală, de vacanță? A fost una foarte interesantă pentru că în fiecare zi, venind aici la biserică, după ce cântau, după ce aveam o scurtă introducere, după ce se bucurau de scenetă la și treabă, de concursuri, aveau de făcut cea mai semnificativă parte a călătoriei lor prin diferite locuri, de fapt 5 locuri, 5 lumi diferite și fiind și ei împărțiți în 5 categorii de vârstă, fiecare grupă, timp de 2 ore, avea de făcut o călătorie în fiecare zi, o călătorie într-una din lumi. Începeau cu lume minerală, apoi lume vegetală, mergeau în lumea animalelor, mergeau să descopere amprentele lui Dumnezeu în univers și apoi în lumea umană, să descopere amprentele lui Dumnezeu în viața lor. Și în fiecare din locuri și în fiecare zi erau de descoperit amprentele lui Dumnezeu în acele lumi, în acele regnuri. Și i-ați mai pus la o treabă interesantă pe copii, i-ați pus să strângă bani. Da, exact. De ce? Vorbind în această, referindu-mă la talentele pe care ei le-au arătat, le-au exprimat cântec în fața desen, celor. Exact, am văzut mici gimnaști, da, așa. Cântăreți la pian sau cântăreți cu vocea, cântăreți la flaut sau la vioară. Dar ce a fost cu banii? Cu banii, ajungând și la bani, fiecare din copii a avut o experiență extraordinară în această săptămână. O auzeam pe una dintre fetițe, pe Briana, îmi spunea, Dani, ar trebui ca cel puțin de 2 ori pe an să existe școală de vacanță aici la noi în biserică. Domnișoara. Are 8 ani. Aha, deci e pe bune complimentul. Exact. Și am zis, noi avem această experiență. Dorim ca această experiență să fie o binecuvântare nu doar pentru noi, ci să fie o binecuvântare și pentru copii aflați în alte zone, copii care au acces mai mic, mai redus
la acest tip de programe. Așa că ne-am gândit la o zonă în care lucrurile sunt mai grele, chiar și din punct de vedere financiar. Ne-am gândit la Megidia. Anul trecut a fost școală de vacanță acolo la Megidia și am avut un grup de la Baia Mare, au mers chiar 11 persoane ca să ajute acolo să facă școala de vacanță, să învețe pe cei de acolo. Cei de acolo erau deja instruiți, însă pentru acest an nu au mai avut resurse și chiar se gândeau la ideea de a abandona acest proiect din lipsă de resurse. Și ați intrat voi pe fir și... Am intrat în legătură cu ei, gândindu-ne că deja a devenit un obicei să ajutăm și alți copii. A, deci nu-i prima strângere de fonduri. Nu e prima, deja a devenit o tradiție. Și am zis, pe cine să ajutăm? Haideți să-i ajutăm pe cei de la Megidia. Copii. I-am sunat și pe cei de la Megidia, chiar am sunat pe coordonatorul lucrării de acolo și când a auzit de ideea noastră, a spus extraordinar, trebuie să-i sun pe oameni, pe toți ceilalți învățători și să le spun că totuși este o șansă. Facem în acest an. A, deja se face. Bun. Încă nu știam cât o să se adune, cum o să fie. Cât a fost? Cât s-a strâns? S-au strâns, cred că s-a trecut deja de 1100 de lei, cred că ne apropiem de 1200 de lei. De la copii. Da, pentru că la momentul în care s-au numărat banii, erau undeva la 1060 de lei. Dar între timp au tot venit copii, bunici, părinți, au tot venit cu bani, așa că suma a crescut. Nu am tras încă o dată linie, dar cred că ne apropiem de 1200 de lei. Ceea ce e impresionant este că cei de acolo se gândeau la un buget de 1200 de lei ca să poată să facă școala de vacanță. Așa că suntem cam niște pe acolo. Coincidențe frumoase. Extraordinar. Extraordinare. Hai să vedem în încheiere, scurt, un beneficiu pentru părinți să-și aducă aici copiii la o asemenea școală de detectivi pe Planeta Albastră și un beneficiu pentru copii. Cred că părinții vin încă de la început cu nevoia aceasta... Să scape de copii. O bucată de vreme. Putem spune și în termenii aceștia, dar eu mă gândesc la dorința de a ști pe copii într-un loc sigur, de a ști că timpul lor de vacanță e un timp răscumpărat, de a ști că propriilor copii nu sunt în ghearele internetului sau a jocurilor care îi prind și greu îi mai lasă. Tocmai de asta, pentru mulți părinți, am văzut a fi un beneficiu extraordinar. Și de la copii, eu, sigur că tu știi că există beneficii majore pentru copii, dar de la ei înșiși, de la copii, care ai văzut că simt ei că este un beneficiu foarte mare școala asta? Câteva momente în care am văzut că e un beneficiu, le-am și amintit. E vorba de momentul în care și-au arătat talentele lor și chiar au fost dintre ei care nu au mai avut spațiu de exprimare și au fost ușor dezamăgiți. Cred că un beneficiu a fost să creăm un spațiu în care ei au putut să vadă că ceea ce Dumnezeu a pus în viața lor, amprenta lui Dumnezeu în viața lor, are sens. Își găsesc locul. Și e extraordinar să-i vezi pe copii că vin la biserică și își găsesc locul în biserică. De fapt, programul de astăzi a fost depășit cu aproape o oră. Copiii nu se mai lăsau duși de aici, de la biserică. Deci cred că e un beneficiu foarte mare. Pe de altă parte, faptul că au simțit că bănuțul pe care l-au ei are sens pus împreună pentru ajutorarea unor alți copii, cred că a fost o împlinire extraordinară pentru ei. Care ar fi o calitate de bază a unui explorator care caută amprenta divină? Cred că trebuie să fie o persoană neobosită. O persoană care să fie mereu și mereu cu dorința de a descoperi noi și noi teritorii, de a descoperi noi și noi forme, în care mesajul lui Dumnezeu poate ajunge pe înțelesul copiilor și în același timp deschiderea
spre a vedea noi și noi oameni care se ridică. Și probabil aici aș completa la beneficii. Probabil unul dintre cele mai mari beneficii pe care l-am avut în acest an au fost oamenii care au venit și s-au implicat. Prin ei am început să culegem roadele unei lucrări care e începută de mai bine de 12 ani prin școala de vacanță. Și acum ați spus anul acesta încă o sămânță pentru pe care o culegem mai târziu. Pe de altă parte, fiecare dintre ei e conștient de valoarea pe care o are slujirea lui într-un astfel de context. Au văzut ce a însemnat pentru ei și realizează foarte ușor ce înseamnă pentru cei mici. Probabil așa se explică faptul că școala de vacanță și detectivii de pe Planeta Albastră vor ajunge în peste 30 de orașe din România și nu numai.